În păcate, suntem prea puțini inteligenți care să le spunem lucrurilor pe nume. Prea mulți ipocrizi de ăștia care te duci în groapă și tot nu-ți spun adevărul. Și ajungem la superioritatea aia a ăluia care asta m-a deranjat întotdeauna. Superioritatea viului față de mort. Da? Când mortul e în groapă sau aproape și viul își dă cu părerea de deasupra. Nu mi-au plăcut deloc momentele astea, când de fapt mortul e mai important decât cel care rămâne. Da? Abia când o să înțelegem lucrurile astea, atunci o să fie bine pe pământ. Dar întotdeauna viul are superioritatea, de ca și cum timpul lui nu va veni niciodată. Nu, timpul tău e tot timpul mortului, prostule. N-ai câștigat nimic că tu rămâi afară și peste ăla să adună pământul. E o filozofie pe care foarte puțin o înțeleg. Da? Indiferent că ești mic sau că ești academician, tu te uiți cu superioritate la ăla din groapă. Nu e așa, bă. Da? Aici se învârte, aici e toată prostia planetei. Din păcate ne învârtim în sens invers al acelor de ceasornic.